acum. Vă solicitați să intervenim împreună cu SMURT pentru descarcerarea unei persoane care, din păcate, era decedată. Am ajuns la fața intervenției, persoana era decedată, am luat pornă baterie pentru că mașina era pornită și farurile aprinse și apoi am descarcerat ușa, dar persoana era decedată și nu s-a mai putut face nimic. Sătiner major pe scară de tot. Ghinion pur. Că foarte mare viteză nu cred că au avut. Încât să se întâmple ce s-a întâmplat. Ok, mersi. Am venit ulterior. Și l-ați văzut aici? Și am văzut pur și simplu accidentul. Mașina am oprit, ce să... Era în fața dumneavoastră în trafic sau l-ați văzut? Nu era. Eu am venit după vreo 2 minute. Am trecut pe aici. Credeți că avea viteză? Bănuiesc, la cum arată. Mulțumim mult de tot. Auzi? Hai!
Îmi spuneți când să încep. Iată astăzi în jurul orelor 5:30 în municipiul Arad, pe bulevardul Iuliu Maniu, conducătorul unui autoturism marca Fiat părăsește carosabilul din cauze necunoscute deocamdată, intrând într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, acesta a decedat pe loc. După ce vom face toate cercetările, vă vom da explicații cu privire la împrejurările în care a avut loc acest accident de circulație. Inspectorul principal Mesa Răzvan, din cadrul Poliției Rutiere Arad. A lovit și bordura, cumva? Sunt urme. Da, încă nu putem să știm precis cauzele. Deocamdată culegem toate datele și informațiile de la fața locului, după care o să putem pune concluziile finale. Șoferul a decedat. Șoferul a decedat în urma impactului pe loc, da. A fost constatat decesul de către medicii de pe ambulanță. Mulțumim. Cu totul. Dreaptă roata. Trage. Mai o. Trage tu, da. Mă, dar rău să n-am paia, mă. Da. E pe bordură. Bun, șeful. Bun.